Salutare, dragile mele balanțe! Ce faceți? Bine v-am regăsit la un nou video, dragii mei. Astăzi vom discuta despre cei din Zodia Balanță. Această etalare este pentru ei. Toți cei care au soarele, luna, ascendentul, nodul nord, nodul sud în balanță. Și bineînțeles că vă puteți uita și voi, cei care sunteți interesați de această zodie. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele voastre, vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre. Iată că ne-am strâns 10.000 la sfârșitul acestui an și vreau ca această bucurie să o împart cu voi, pentru că și voi faceți parte din proiectul meu. Sper în continuare să vă ofer mesaje de calitate și, bineînțeles, în modul meu caracteristic. Vă îmbrățișez pe toți. Haideți să vedem ce vă rezervă tarotul în luna ianuarie. Care sunt energiile generale? Ne apropiem de sfârșitul anului și sper din tot sufletul ca sfârșitul acestui an să vă găsească cu multă pace în suflet și cu multă putere pentru noul drum care urmează. La baza pachetului există cartea Puterea. Te simt plin de responsabilități în luna ianuarie, te simt foarte ocupat, te simt ca și cum toată lumea ți-a pus ție în cârcă atât de multe probleme și pur și simplu după aia ai fost părăsit. Și acum ai acest sentiment de neputință, pur și simplu nu știi de unde să-ți mai iei energia și puterea. Cartea Puterea arată faptul că ești o persoană foarte puternică și dacă nu ai fi fost tu în această situație, cu siguranță nimeni nu ar putea să facă ceea ce faci tu. Tocmai de aceea ți-a fost dat să duci aceste lucruri în cârcă. Știu că sună ciudat, știu că sună aiurea, însă cam ăsta este adevărul. Tu ești singurul care se poate ocupa de toate aceste greutăți. Însă este bine pe parcursul acestor responsabilități, da? Să mai și dai din ele, pentru că nu sunt toate într-adevăr ale tale. Nu-ți lua niciodată mai mult decât simți, decât poți să duci. Ești o persoană extraordinar de puternică. Ești o persoană care, chiar dacă trece prin foarte multe situații schimbătoare, pentru că tu ești supus schimbării în permanență, îți regăsești întotdeauna forța interioară. Avem aici infinitul, avem o infinitate de posibilități prin care tu poți să renaști. Așa cum îți spuneam, dragă balanță, există multe greutăți care te sperie în momentul de față. În luna ianuarie, cred că vor fi și evenimente din trecut care te urmează, vin către tine, încă nu o să scapi în totalitate de ele, nu știu de ce am senzația asta. Deși te sperie toate aceste responsabilități, te vezi singur în ele, pur și simplu, să știi că ești îndeajuns de puternic să le duci și le vei duce. Sfatul meu este să le iei pe fiecare în parte, să nu te lași copleșit și așa le vei și rezolva. Da? Cere ajutorul divin pentru că îl ai, doar trebuie să îl accesezi
Cartea Steaua, care arată această renaștere, da? Arată faptul că îți vei redobândi puterea și emoțiile tale și gândurile tale vor fi în același timp. Este o carte foarte frumoasă care anunță un soi de cunoaștere spirituală, dar anunță și o legătură foarte puternică cu Divinul, da? Oricât de copleșit te-ai simți în aceste responsabilități, oricât de greu ți-ar fi, apelează la divinitate, roagă-te, ia legătura cu arhanghelul tău, cu îngerul tău, pentru că este o modalitate de eliberare pentru tine, da? Sunt aici situații pe care le simt iarăși din trecut, simt această iubire neîmpărtășită, simt această melancolie și această tristețe. Îți dorești foarte mult să depășești aceste momente. S-ar putea pentru unii dintre voi să fi fost vorba de o despărțire bruscă sau despre un divorț. Avem un 4 de cupe și acest turn. Este clar că despărțirea asta v-a luat prin surprindere. Nici nu ați avut timp să realizați ce se întâmplă cu voi. Și bineînțeles că acum stați în această stare de melancolie, de retragere, da? Vă simțiți părăsiți, vă simțiți abandonați, poate nu înțelegeți de ce s-a terminat. S-a terminat această relație și acest moment în viața voastră pentru că el nu era așa cum ar fi trebuit, nu era clădit încă de la început pe ceva solid, pe ceva care să țină. Stâlpii acelei relații au fost destul de fragili. Și oarecum au căzut de la sine, doar că ați aștepta momentul. Te rog frumos să te uiți la oportunitățile pe care le ai. Este foarte bine să plângi, este foarte bine să-ți eliberezi această suferință și știu că turnul acesta întotdeauna doare și doare foarte rău. Doare orice fel de despărțire, orice fel de finish, de terminare, ne doare. Însă, după acest turn răsare soarele, da? Este ceva nou ce ne așteaptă acolo. Avem alte posibilități, vedem altfel lucrurile, da? Totul este spre binele nostru. Niciodată nu trebuie să uităm asta. Deci, există această melancolie, da? Această tristețe și această retragere din punct de vedere sentimental, un fel de pauză, da? Pentru că nu prea mai aveți încredere, v-ați plictisit, în luna ianuarie vă apărați teritoriul și vă apărați pe voi. Avem cartea 7 de Băte. Vorbește despre acest instinct al tău de apărare. Nu mai lași pe nimeni să-ți invadeze intimitatea, nu mai lași pe nimeni să îți spună lucruri pe care tu nu le vrei. 7 de Băte arată și o experiență, da, cu care tu vii pe partea aceasta a acțiunilor, arată faptul că ești deschis către nou și ești deschis către noi evenimente, dar îți vei alege foarte bine oamenii. Vorbim despre pasiunea cu care faci lucrurile, este și în luna ianuarie. S-ar putea să te confrunți cu diferite opinii aici, s-ar putea să ai oameni pe lângă tine care să nu fie de acord cu anumite lucruri, dar nu te va afecta foarte tare. Repet, ești în această poziție de conducător, ești în această poziție de a-ți apăra teritoriul și de a te apăra pe tine cu orice preț. Pe parte de comunicare și pe parte de iubire, încă o dată repet, unii dintre voi sunteți îndrăgostiți de o altă persoană, visați la acea persoană. Este mai mult cartea amanților, eu așa îi spun, această arcană majoră a îndrăgostiții, da? Vorbește despre acest vis, vorbește despre a întâlni omul perfect, relația perfectă. S-ar putea, repet, să fie printre voi oameni care s-au îndrăgostit de altcineva, chiar dacă sunt într-o relație, da? Vorbim despre o atracție fizică foarte mare, vorbim despre
niște sentimente destul de puternice în această carte. Simțiți ca și cum aveți o legătură puternică cu acea persoană și nu știți cum să faceți să ajungeți la ea. Da? Repet, este o carte a amanților. Poate nu sunteți mulți în această situație, dar cu siguranță sunteți. Vorbim despre un fel de manipulare aici la nivel de comunicare. Aveți mare grijă ce comunicați, ce transmiteți în luna ianuarie, pentru că s-ar putea să fiți înțeles greșit. Ce mai văd aici este că încercați oarecum să adoptați o cale ortodoxă, însă pe cealaltă parte sunt și modalități false de a ajunge la scopul pe care voi vi-l doriți, da? Să nu încercăm să furăm ceva, să nu încercăm să manipulăm, să nu încercăm să livrăm niște mesaje în care nici măcar noi nu credem. Ce mai poate însemna această carte este că tu ești mințit cu ceva. Cineva te minte, cineva te manipulează, cineva dorește pentru tine să o iei pe o cale greșită și oarecum înfinge acul și pleacă. Nu se face responsabil de lucrul acesta. Așa cum spuneam, există aici un nou început pentru tine, un nou început creativ și vei lucra destul de mult, dar știi cum e, că această etalare o simt foarte mult pe partea aceasta a iubirii, a atracției sexuale, fizice, este ceva aici pentru unii dintre voi. Vorbim despre această iubire la nivel de imaginație momentan. În luna ianuarie o să vă încerce foarte mult sentimentele acestea, o să încercați să luați legătura cu persoana respectivă, să fiți acolo, nu o să știți ce să faceți ca să ajungeți acolo în fața persoanei respective, să fiți prezenți și vă este foarte frică să nu pierdeți, vă este foarte frică să nu rămâneți iarăși singuri și atunci există această dependență, această obsesie, da? Deci mare grijă. Vorbim aici despre un fel de dependență emoțională și o frică de a nu pierde persoana respectivă și de a face probabil compromisuri sau de a ajunge să faci niște lucruri care nu sunt tocmai plăcute pentru persoana aceea, da? Mai poate însemna economii foarte multe pe care le faceți în luna ianuarie, probabil doriți să strângeți bani pentru ceva și v-ați gândit să faceți asta de la începutul anului. Pe partea de dragoste, repet, există această iubire nestatornică totuși, da? Într-adevăr, simțiți pasiunea, simțiți atracția foarte mult, vreți să se întâmple, vă imaginați o relație foarte frumoasă, o relație sexuală, fizică, romantică în același timp, dar cavalerul de cupe nu este cel cu care să faceți casă. Cavalerul de cupe este cel care vine, vă oferă într-adevăr și vă îndeplinește acele dorințe, dar el pleacă mai departe, trebuie să cucerească și alte inimi. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele mele pentru voi. Să consultăm și oracolul, să vedem ce mesaje are, ce înger vă transmite mesajul. Mesajul pentru voi, dragii mei, vine de la îngerul Vanessa. Imediat o să vă și citesc mesajul. Pentru a lua o hotărâre, întreabă-te,
Ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine? Ce cale mă depărtează de ea? Sunteți la o răscruce de drumuri, dragii mei, și iată că îngerul Vanessa vă îndeamnă să gândiți, să vă puneți această întrebare, să știți încotro mergeți, să vă asumați riscuri, da? Vorbim despre a lua o hotărâre, iar voi trebuie să simțiți care este calea aceea care vă duce cel mai aproape de misiunea voastră. Și de regulă, calea nu este niciodată cea ușoară. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și un share. Poate mai sunt oameni care doresc să audă aceste mesaje. Iar dacă doriți să luați legătura cu mine, toate detaliile le găsiți în descrierea de jos a videoclipului. Până data viitoare, eu vă îmbrățișez pe toți. Vă pup și vă rog să aveți grijă de voi.